Ozzy Osbourne sau The Prince of Darkness, cum mai este denumit, a reușit cumva să supraviețuiască până acum, fiind etichetat drept unul dintre cei mai ciudați oameni din rock and roll. Există destul de multe povești ciudate despre Ozzy, despre timpul petrecut în Black Sabbath, cât pentru a umple o carte. Dar chiar și după ce s-a angajat într-o carieră solo de mare succes, a continuat să joace periculos. Se dovedește că chiar dacă artistul a luat-o la bătrânețe pe calea sobrietății, el tot nu s-a liniștit. Hai să vedem câteva lucruri absolut demente despre Ozzy Osbourne. Potrivit sursei de încredere Tommy Lee, în timpul unui turneu din 1984 că Mötley Crüe și Ozzy, gașca era toată în autobuz, bea și se drogau cum fac trupele, mă rog, nah. Dintr-o dată, în timp ce încercau să scârbească unul pe celălalt, Ozzy s-a pus în genunchi și a tras pe nas un șir de furnici care se mișcau pe un bețișor de a cadea. Aparent, Ozzy obișnuia să se îmbete atât de rău, încât își pierdea în mod obișnuit conștiința și se trezea câteva zile mai târziu fără să știe ce a făcut. Într-un interviu, el a spus că cea mai mare frică a lui este să se trezească și să-și dea seama că a ucis pe cineva. Și asta aproape că s-a și întâmplat. Iată ce a declarat solistul trupei Black Sabbath. M-am trezit într-o mică celulă de pușcărie cu fecale umane pe pereți și m-am gândit ce naiba am mai făcut acum. Am dat greș cumva cu una dintre glumele mele tâmpite, așa că l-am întrebat pe polițist. I-am spus, de ce sunt aici? Nu aveam absolut niciun indiciu. Este cel mai îngrozitor sentiment. Mi-a citit de pe o hârtie drepturile și mi-a spus, sunteți acuzat că ați încercat să ucideți pe doamna Sharon Osbourne. Nu pot să spun cum am simțit în acel moment. Pur și simplu am amorțit. Ozzy este un artist rock and roll care trăia periculos, iar când încă mai bea, familia lui încerca orice putea să-l împiedice să se îmbolnăvească. La un moment dat, soția lui Sharon i-a dus chiar și toate hainele într-o cameră de hotel, crezând că Ozzy nu s-ar duce la cârciumă dacă nu ar avea haine. Planul a dat greș, deoarece Ozzy pur și simplu a luat una dintre rochile lui Sharon și a plecat liniștit la băut. Dacă ai de gând să dai o spargere în casa lui Ozzy în miezul nopții, ar trebui să ții cont de faptul că rockerul de 70 de ani doarme dezbrăcat. Într-un interviu, Sharon a povestit despre modul în care Ozzy a reușit să sperie hoți cu al lui Blizzard of Oz. Acum vreo 8 ani, în miezul nopții, un tip a intrat în casă și a venit în dormitor în timp ce dormeam. Hoțul era lângă patul meu. Mi-a luat cele două verighete și inelul meu de logodnă. Ozzy s-a trezit să meargă la baie și l-a văzut în dressingul meu. Așa că Ozzy îl atacă pe tip de la spate, dezbrăcat fiind. Îl ridică pe tip, dar își spune în minte. Ăsta m-ar putea da în judecată, că am vrut să-l violez. Așa că i-am dat drumul, iar tipul a sărit pe fereastră și a luat toate bijuteriile. În timp ce Black Sabbath era în turneu cu Van Halen în 1978, Ozzy și vocalistul Van Halen, David Lee Roth, au avut un maraton de droguri care a ținut până când Ozzy a dispărut într-o zi. Un prieten apropiat artiștilor a declarat. După o călătorie cu autobuzul până în Nashville, Ozzy a leșinat timp de 24 de ore într-o cameră de hotel greșită. Și în fapt, a dispărut. Poliția a crezut că a fost răpit sau ceva. În autobiografia lui David Lee Roth, acesta coroborează această poveste și chiar spune că Sabbath a continuat turneul fără Ozzy, cu Roth la voce. Dar el nu știa niciunul dintre versurile pieselor, așa că toată lumea trebuie să-l aștepte pe Ozzy să se trezească din mahmureală sau ce mai avea el în sânge. În 2004, lumea aproape că l-a pierdut pe Ozzy, în cel mai puțin rock and roll mod posibil, când acesta s-a răsturnat cu un ATV pe care îl conducea și a stat în comă timp de 8 zile. Bodyguardul lui Ozzy a reușit să-l salveze. După accident, Ozzy a declarat către Sunday Mirror. Dacă nu ar fi fost Sam, probabil nu aș fi aici. A trebuit să mă resusciteze de două ori. Artistul nu și-a luat permisul de conducere până la vârsta de 60 de ani. Potrivit lui Ozzy, nu a avut niciodată permis de conducere pentru că nu a reușit niciodată să se lase de băutură sau de droguri suficient de mult pentru a susține examenul. Primul test a fost în 1974, apoi în 75, 76, 77, 78. Am pierdut numărătoarea de câte ori l-am dat. Îmi amintesc că odată făceam întoarcere în 3 mișcări și am leșinat, pentru că fusese mai devreme la doctor și am luat niște Valium ca să mă calmez. La sfârșit mi-au spus, ai picat, iar eu mă clătinam pe lângă mașină, prin parcare. Unii examinatori spuneau, nu aș vrea să urc cu tine în mașină, tu ai vrea să faci asta acum? Ozzy Osbourne chiar a mușcat capul unui porumpel. În ceea ce privește a fi cea mai clasică poveste despre Ozzy, la insistențele soției și managerului său, Shannon, cântărețul a mers la o întâlnire cu porumbei albi, într-o colivie, pentru a-i putea elibera după semnarea unui contract. Cumva, asta s-a transformat în Ozzy mușcând capul uneia dintre păsări. Potrivit lui Ozzy, porumbelul nu avea un gust foarte bun, așa cum credea el că ar trebui să aibă. Capul porumbelului a aterizat în poala tipei de la PR și a umplut-o de sânge. Sincer să fiu, am fost atât de supărat că doar avea gust de Cointreau. Bine, Cointreau și pene.
și un pic de cioc. Ozzy aproape că a dat foc la casă în timp ce își făcea un sandwich. Ozzy este suficient de bogat, încât probabil ar putea angaja pe cineva să-i facă sandwich-urile. Dar nu a făcut asta. Nu a vrut să deranjeze un bucătar să-i facă un sandwich cu bacon. Doar poate că ar trebui, pentru că potrivit lui Sharon, aproape a dat foc la casă, în timp ce încerca să-și facă unul. După ce aproape că a incendiat casa pentru un simplu sandwich, soția sa, Sharon, a comentat pe Twitter: "Sunt la Londra. Ozzy Osbourne este în LA și vrea să-și facă un sandwich cu bacon." Și uite așa, pompierii au ajuns la noi acasă.